Ce ziceți, ar merge un guiaș? Facem? Facem. Avem aici carne de porc. Eu pulpă am pus. Ardei gras. Ceapă. Usturoi. Frunze de dafin. Și pun puțin chimen. Cimbru. Dacă aveți verde și mai bun. Eu nu am deocamdată. Boia. Și cartofii. Eu i-am tăiat în 4 pe lung. Voi tăiați cum vreți. Punem puțin ulei. Și punem carnea la prăjit. O lăsăm să se prăjească bine. Fără să se ardă uleiul. Mestecăm tot timpul. Și după ce se prăjește carnea, în uleiul rămas, o să prăjesc și ceapa cu gogoșarul. Sau cu carne de vită, iar e foarte bun. Până se prăjește carnea, înalt ceva, mai mic, mi-am lăsat o jumate de gogoșar, pe care îl dau prin răzătoare. Uite și un pic eu când se prăjește carnea. Uite, dar ce? O să pun și puțin unt. Dau gogoșarul prin răzătoare. Cu grijă să nu vă răniți degetele. Și tot aici o să pisez și usturoiul. Cred că mai amestecăm puțin, să nu se prindă carnea. Și îl pune la călit. Aici. Și aici punem ardeiul și ceapa. Le lăsăm pe ele să se călească. Partea cealaltă, gogoșarul cu usturoiul s-au prăjit, adaug puțină boia. Un jumătate de mirică. Mai las puțin, un minut, să se călească cu boiaua. Pun și cimbru. Și chimenul. Un vârf de linguriță. Adaug puțină apă. Un jumate de pahar. Și îi lasă fiarbă. Asta doar la sfârșit o să adaug peste buia. S-au călit și gogoșarul cu ceapa, adăugăm carnea. Aici putem să oprim focul. Și acum peste carne o să mai adaug
un sfert de paharel de vin alb. Las puțin până scade. Puțină sare. Puțin piper. Și adăugăm apă. Și lăsăm să fiarbă până carnea este moale. Punem și foile de dafin, două frunze de dafin, dacă sunt mai mici, trei. Și așteptăm. Punem un capac. Bianca! Cum îl cheamă pe doctorul ăla, unde mergi și tu, stomatologul ăla care am fost la el, stomatologul? Rares, mai ții? Carnea a fiert. Putem să punem usturoiul și gogoșarul care l-am călit înainte. Și cartofii. Și mai lăsăm să fiarbă încă puțin. Încă puțin până simți că cartoful e pe jumate fiert, nu fierge tot, jumate, al dente ca spaghetile. Liniște. Liniște-te, Rutica. Ai filmează tu cana acolo. Nu să nu aprind luminile alea, că bate urât. Este gata. Dar că trebuie să pun în farfurie. Să servim. Pe fanii noștri îi servim tocană. Ajunge. Guiaș. Foarte bună. Asta-i fac și la asta una. Piper și sare. Am pus. Vă mai puneți în farfurie dacă trebuie. Nu prea bună. Ce nu-i bună? Nimic nu-i bun în exces. Totul moderat. Da? Nici trup. Nici. Nimic.